numele tău în arabă și două inimioare. Foarte tare. S-a fost trezi amintire. Un loc destul de mare. Cred că era interesant de văzut cum trăiau pe vremuri. Ce făceau, ce mâncau, ce lucrau, dacă aveau ce lucra. O părere? Sunt îndrăgostită. Sunt în Riad, capitala Arabiei Saudite. Sunt în zona de închirieri mașini. Vreau să închiriez o mașină, să traversez deșertul și să merg prin câteva locuri mai izolate, locuri situate la mii de kilometri, fără nicio exagerare, de Riad. Însă în aeroport m-am întâlnit cu mai mulți români care au văzut clipurile mele filmate prin Arabia Saudită și au dorit mai multe informații. Le-am explicat lor, le era teamă, au o frică, că au tot auzit povești despre Arabia Saudită, că este periculos, că poți să fii atacat. Le-am zis, băi, n-am pățit nimic, pur și simplu, chiar m-am simțit foarte bine, în siguranță. Toată lumea este prietenă, sociabilă. Și în grupul acesta de români, total separați, nu un grup omogen, erau vreo două sau trei familii și mai era o persoană singură, un pic mai retrasă. A intrat în vorbă cu mine și mi-a zis că este călătoare și vizitează, nu turistă, călătoare. E o diferență. Turist e când îți faci o mică vacanță și aia. Călător este o persoană cum sunt și eu. Și mi-a zis că i-ar făcea mare plăcere să traverseze deșertul și zic, da, dar este un pic riscant. Și mi-a zis dacă vreau să șeruiesc o mașină. Și zic, da, de ce nu? Ba mai mult, ține morții să închirieze ea mașina și am scăpat de un stres. De ce e un stres? Pentru că este cam 1000 de euro garanția mașinii. Pentru mine 1000 de euro să i-am blocați vreo două săptămâni după ce aduc mașina înapoi, contează, pentru că am nevoie de bani să călătoresc în altă parte. Și am fost de acord. Se pare că voi avea un însoțitor. Și asta nu e tot. S-ar putea ca încă o familie de români să ne însoțească. Deci vom fi două mașini. Foarte tare, nu? Cealaltă familie tot încearcă să închirieze o mașină, însă se pare că nu au 1000 de euro pe card și tot încearcă să negocieze, să dea ceva cash, dar se pare că nu acceptă, vor banii pe card. Au încercat la budget, la hertz, nicio șansă. Persoana care mă însoțește a găsit o ofertă foarte bună la Key Rent-a-Car. N-am auzit de ei, cred că este ceva local. Un Volkswagen T-Roc. Negociază acum un preț bun pentru că ăsta e avantajul de a fi femeie, de multe ori obții anumite reduceri, discounturi. Am o veste bună și una proastă. Vestea bună e că a negociat kilometri nelimitați. Ce înseamnă asta? Fiecare mașină de aici se închiriază cu un 250 de kilometri pe zi limită, iar un kilometru suplimentar costă un rial, adică 1,28 de lei. Iar până în sudul sau în nordul țării sunt mii de kilometri. Deci nu este convenabil, însă a negociat kilometri nelimitați. Vestea proastă e că familia de români nu a reușit să închirieze, nu are suma asta 1000 de euro pe cardul de credit, au cash. Și se pare că vor să roage pe cineva din țară să le depună bani pe card și abia mâine sau poimâine pot închiria. Însă nu vor închiria din aeroport, că n-are rost să vină aici, ci se vor duce undeva în centrul orașului Riad. Deci nu vom pleca din orașul Riad, îi vom aștepta și pe ei încă o zi, maxim o zi și jumătate. Dacă nu pot închiria, asta e. Dar îmi doresc să fie un grup mare, că nu prea am filmat
clipuri într-un grup organizat. Va fi ceva interesant. Deci nu te lasă să fumezi în aeroport? Aici nu. Bine, în parcare de fapt. Ne-am gândit puțin și am zis că nu este o idee bună să așteptăm în Riad cealaltă familie dacă reușește sau nu o să închirieze mașina, așa că am plecat la drum urmând ulterior să ne ajungă din urmă în caz că au succes. Este aproape 11 seara, suntem obosiți după drum, va trebui să găsim o cazare. Cel mai apropiat oraș, Shagra, aici există o singură cazare disponibilă, Heritage Guest House Shagra. Mergem acolo să vedem dacă avem noroc. We have only one guest from Australia, but already sleep. Okay. So, I'll show you the room. Okay. This is my house, our house, 70 years. O să vorbim pe cât se poate de încet, pentru că mai este cineva cazat aici și deja doarme. This is your room. This is where we sit before here. Not inside the room. The room or the floor sleep. And here we sit and eat. Okay. So that it was the kitchen here. Okay. Yeah. This one for breathe. Eu mi-am primit camera, urmează și Alina să-și aleagă camera în care va dormi. This is another room. Aceasta este bucătăria, iar doamna negru este soția proprietarului. Are o terasă foarte frumoasă cu vedere către orașul vechi. Am nimerit această cazare, Shagra Heritage Guest House, credeți-mă, este de nota 10 pe Booking, are doar 9,8, dar gazdele sunt senzaționale, prețurile, nu mai zic, plătesc 100 de riali pe noapte, o cameră care arată într-un mod tradițional de nota, nu mai zic, 10. Am vorbit cu proprietarul și ne-a spus că dorește să ne arate orașul vechi. Vom ieși la o scurtă plimbare, chiar dacă este 12 noaptea, avem încredere de plină în el. Now closed. After 4 p.m. open. But tomorrow is open? Morning, no. No. Sometimes open like a door for some visitor. Oh, okay. But at what hour they are opening? Everything after 4 p.m. Okay, after 4. Yeah. Until 4 is everything okay. Un loc frumos, un loc plin de istorie arabă. Case tradiționale, unele restaurate, altele doar parțial. Observ și câteva ruine lăsate în paragină, însă, per total, locul acesta arată foarte
bine. Casa celui mai bogat om de aici din zonă, care a trăit acum ceva timp. So, these were the the windows you mm-hmm. said to me, triangles, that triangles. Yeah. Ferestrele erau foarte mici. For the fish. Mm-hmm. So this is two floors. What? Two. Yeah. To smoke meat? No. This is for dates. Ah. They keep it here for 3 years. Yes. Didn't the honey come from the bottom? The honey. The honey from the dates. Oh my God. Ne spune că aici este un loc unde se ținea pe vremuri recolta de curmale. Se umplea până sus la refuz, 3 ani de zile se țineau, iar în partea de jos curgea un fel de miere de curmale. Okay. Ne spune că apa de la ploaie curge de pe acoperiș undeva în mijlocul pieței, iar aici este o groapă imensă care se umple cu apă atunci când plouă și vin cămilele și beau apă. Apa este strânsă de pe toate acoperișurile din zonă. Bazarul are o vechime de 500 de ani, timp în care a fost refăcut de mai multe ori, parțial modernizat. Ne-a întrebat proprietarul dacă suntem înfometați după drum, i-am zis că da. Dar n-am găsit nimic deschis la ora asta, a zis, nicio problemă, mergem acasă și o rog pe soție să vă pregătească ceva tradițional de aici din zonă. Tradițional la ei înseamnă shawarma, hummus și salat. Shawarma. Thank you. Our and shawarma. Okay. And salad. Yes. Cât de bine arată totul, nu vine să cred. Miroase salata asta proaspătă, te-a făcut acum. Un pic de făi. Bună dimineața, nici nu mi-am dat seama cum a trecut noaptea. Am dormit atât de bine. Bine, poate salteaua a fost un pic cam tare, spre foarte tare, dar mă gândesc că o saltea din aceea de hotel pufoasă e mai greu de adus aici și nu cred că s-ar potrivi locului. Însă, liniște total. Acești pereți din noroi, cum spun ei, mad, eu aș zice că e lut cu paie și cu ceva excremente de animale, cam cum se face pe la noi, țin o temperatură constantă și sunt foarte buni izolatori fonici. Nu se aude absolut nimic. Să vedem dacă s-a trezit Alina. Bună dimineața! A și eliberat camera. Da, matinal. Hi. Hi. How are you? I'm fine. I'm preparing for a trip. How are you? I'm fine, thank you. Are you going to school today? No. No? Why? Closed. Closed? Why it is closed today? La Kerkilat. You have a festival? Yes. Yes? What is about this festival? Wait, okay? Okay, I'm waiting.
this for my house. Hmm. It's really nice. It is, but you are very nice. Thank you. What do you want to do when you will grow up? A guide. A guide? Yeah. Guide. Guide. Tourist guide. Yeah. Tourist. Yeah. What? Big. Nice. Me, small guide. Now. Now. Now you're yeah. small. A yes. Small guide. Yes. يعني مرشد سياحية. Hello. This is my house. Is up is kitchen. This is my brother. Okay. Okay. Say goodbye to everybody. Bye. Foarte tare, Alina stă de vorbă cu copiii și ne-au făcut câte un ceai, un ceai foarte bun, un ceai negru cu puțină mentă și cred că mie mi s-a pus puțin mai mult zahăr pentru că le-am zis că beau cu zahăr. Am fost primiți aseară cu un ceai și le spun sugar? S-a uitat un pic cam ciudat, cred că ei nu prea pun zahăr. Sunt copiii proprietarilor, pentru că proprietarii dorm, au stat aseară cu noi, cred că până pe la vreo 3 dimineața, iar apoi s-au trezit de dimineață să pregătească micul dejun pentru cine dorea, pentru că nu suntem singuri turiști de aici, și apoi se odihnesc pentru că vor să prepare cina pentru ceilalți turiști. O să-mi iau bagajul din cameră și ne vedem de drum. Chiar îmi pare rău că trebuie să eliberez camera, dar mai mult ca sigur voi găsi pe drum alte cazări de genul acesta. Având în vedere că avem mașină, ne putem deplasa fără probleme. E un pic ciudat pentru mine să merg prin toată pensiunea în picioarele goale pentru că trebuie să te descalzi la intrare. Și casa aceasta este imensă. Peste tot se merge doar desculți. Politica lor, pentru că este, în primul rând, o casă de locuit pentru proprietari. Yeah. Yes. Okay. Okay. Yeah. It's black. Can you put yeah, it? Black. Can you put it on me? Yeah, you can show it. Yeah, بسوي. بس هذا حق السباي. Okay. Okay, okay. I will take it anyway. It doesn't matter. A spus că și-a atins ea ochiul. Ah, it's okay. It's fine for me. It's fine. Okay. Open. It's here. Mm-hmm. Yeah. Okay. Yeah. Hi, Hera. Yeah, but I should be the same. Să ești dalmațian, un singur ochi. Ce ți-ai luat aici? Cafea arabică? Cafea. 50 de riale, adică 60 și 2,63 de lei. Și cred că e aproape un kilogram. Poate chiar mai mult. Un kilogram, da? Are un kilogram. Mm-hmm. Cât de tare. Un cărbune cu esență care miroase foarte frumos. 100 de riali. Yeah. Și acel airliner. Cum se traduce? Eyeliner. Eyeliner. Nu mă pricep eu. Și cum se traduce eyeliner-ul? Creion de contur ochi. Creion contur ochi. Pentru plapa inferioară. Wow. Complicat. Mai ales pentru noi bărbați. Numele tău în arabă și două inimioare. Foarte tare. Să păstrezi amintire. Dacă vreodată ajungeți în Arabia Saudită, vizitați acest loc pentru că rămâneți cu amintiri frumoase. Foarte frumoase. O părere? Hmm? O părere? Oh, sunt îndrăgostită de copii.
Ești îndrăgostit de copii? Și deloc, nu? Hai, omul simțește loc. Corect. Unde mergem acum? Ușer? Ușer. Ah, perfect. Să-i dăm drumul. Ce spuneai legat de ferestre? Ziceam că priveam oamenii prin ferestrele pe care le au la case și nu înseamnă că niște ferestre mari înseamnă deschidere către ceilalți oameni. Și constați că ferestrele mici duc către niște oameni cu niște inimi atât de mari. Unde stăm aici? Ușchier. Ușchier. Ce spuneai mai devreme de evoluție? Evoluție. Mă gândeam, mergând de la sistem celular, evoluție în sistem celular, la legea lui Darwin și că ne tragem din maimuțe și cum am evoluat, gândire și dacă noi am fi doar o celulă dintr-un univers în modelare. Și practic suntem nesemnificativi, dar modelăm universul așa cum e acum și cine știe unde mergem. Deci, practic, și noi aici, în această zonă istorică, putem modela ceva? Noi ne modelăm pe noi și în funcție de cum modelăm celula noastră din univers, universul se modelează. Foarte frumos. Alina tocmai a avut un șoc. A realizat că nu funcționează WhatsApp-ul, Skype-ul, vezi că nici Messenger-ul de la Facebook, audio, video, nu funcționează absolut nimic. Sunt două aplicații. Teams-ul de la... Teams-ul merge? Da, de la Microsoft. Și Skype-ul Business. Atât. Hamad al-Salim Heritage Museum. Toată zona, de fapt, este un muzeu în aer liber. La vreo 20 de kilometri de Chagra, orașul unde am rămas peste noapte, se află un alt loc la fel de frumos, poate chiar mai frumos. Este unul dintre cele mai vechi orașe din Arabia Saudită. Orașul se numește Sheker și este la 200 de kilometri de Riyadh. Este un vechi loc de odihnă a celor care făceau pelerinajul către Mecca, Hajjul sau Umrah. Cei care veneau din Iran, Irak și Kuveit opreau aici pentru a se odihni și a pleca mai departe către Mecca. Intrarea este gratuită, te poți plimba pe aceste străduțe fără probleme, iar din loc în loc mai există mici business-uri. Chiar și o școală văd. Cât de frumos este acest loc. La cum arată, cred că este o moschee. S-a părut filmarea? Eu trăiesc lucrurile, nu mă uit după filmare. Dar mi s-a părut pur și simplu nesincronizată, neorganizată, dar caracterizată de naturalețea oamenilor. Ei doar sunt ei. Asta am simțit.
unul din puținele locuri vechi și autentice rămase încă în picioare în Arabia Saudită. Plimbându-mă pe aici, mă simt ca într-un documentar despre această țară. Sau poate ca într-un decor al filmului Prințul Persiei. Din punct de vedere al unui turist simplu, e o problemă. Totul se deschide la ora 4 după amiaza, când deja aproape că se înserează. Ideea e să vii de dimineață și să profiți de lumina zilei. Însă, din cauza căldurilor foarte mari din timpul zilei, au programul decalat. Deschid la ora 4 și țin până la 12, 1, 2 dimineața. Un loc destul de mare. Cred că era interesant de văzut cum trăiau pe vremuri. Ce făceau, ce mâncau, ce lucrau, dacă aveau ce lucra. Pentru că în afară de creșterea animalelor și... De fapt, nici nu știu ce să zic. Cu ce se puteau ocupa pe vremuri. Cu ce anume? Fructe, curmale, smochine, agricultură. Deci... Erau ceva joburi și pe vremea aceea. Însă nu toate casele s-au păstrat în condiții bune. După cum vedeți, lemnul putrezește în timp, iar casele se prăbușesc. Tavanul este căzut, iar pereții, din cauza apei, sunt parțial distruși. Pentru că da, plouă destul de rar, dar când plouă, este inamicul numărul 1 al acestor pereți de lut. Cam asta a fost prima parte a excursiei noastre prin Arabia Saudită. Urmează să vă arătăm în clipul următor și restul aventurii. Nu uitați, cu cât mai multe like-uri, acest clip ajunge la mai multă lume, iar noi pentru asta chiar vă mulțumim. De aici, din Arabia Saudită, până data viitoare, vă spunem la revedere, v-am pupat! Hey.